În Episcopia Alexandriei și Teleormanului a avut loc astăzi adunarea eparhială. Lucrările ședinței de lucru s-au desfășurat la Mănăstirea Pantocrator și au fost prezidate de Preasfințitul Părinte Episcop Galaction. Membrii adunării eparhiale au participat mai întâi la Sfânta Liturghie și la Tedeumul săvârșită de Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, în paraclisul Mănăstirii Pantocrator. În continuare, ierarhul a prezidat ședința de lucru și a apreciat finalizarea tuturor proiectelor desfășurate anul trecut la nivel eparhial. Pentru anul care s-a încheiat, îi mulțumim lui Dumnezeu că în condițiile actuale am desfășurat o activitate bogată în toate planurile și am adăugat puțin la zestrea episcopiei. Pentru că, deși au trecut aproape 25 de ani, tot zicem că episcopia noastră este una nouă înființată. E adevărat că este nouă, în sensul că a pornit de la zero și a adăugat an de an împliniri, atât în planul administrativ bisericesc, cât și în planul pastoral, misionar, duhovnicesc și social, așa încât anul care a trecut a adus un plus de realizări în domeniile și sub aspectele care erau în atenția noastră pentru a avea o preocupare deosebită într-o împlinire a celor de lipsă, cum spune în rugăciunea noastră bisericească. În cadrul ședinței au fost prezentate rapoartele consilierilor eparhiali din cadrul sectoarelor administrativ bisericesc, economic, cultural și social și au fost propuse noi proiecte filantropice pentru anul în curs.